În zona cazanelor Dunării se află începând cu anul 1993 un așezământ monahal cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care continuă viața monahală a vechii mănăstiri în Braconia, ce datează încă din secolul al XV-lea. Acest așezământ monahal a fost afectat în anul 1967 de revărsarea apelor ca urmare a construirii hidrocentralei Porțile de Fier 1. La mănăstirea reînființată în urmă cu 20 de ani a fost oficiată astăzi Sfânta Liturghie Arhierească. Obștea Mănăstirii Mracronia din Comuna Mehedințeană Dubova a primit astăzi binecuvântarea preasfințitului Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Așezământului Monahal. Aici, pe malul bătrânului fluviu Dunărea, a dăinuit sute de ani Mănăstirea Mraconia. Tradiția păstrează informația și ne o transmite și nouă că aici Sfântul Nicodim, ca mai în aval la Vodița, a așezat o sihăstrie, un schit. Datorită ridicării nivelului Dunării și creierii acestui lac de acumulare pentru hidrocentrala porțile de fier, mănăstirea Amraconia a fost demolată. După 1989 s-a ridicat aici această micuță, dar frumoasă mănăstire, unde Maica Stareță Iustina Straton împreună cu câteva măicuțe mențin rânduielile vieții mănăstirești, îl laudă pe Dumnezeu, așa după cum este tipicul. Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sunt o ocrotitorii acestei mănăstiri. Nu numai în dar și multe sate din Mehedinți, de la poale de munte sau în podișul Mehedinți, au ca hram și au ales strămoșii locuitori acestor sate ca o pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, Sfinții Voievozi, așa cum se spunea în vremurile de altă dată. Este impresionantă Evlavia pe care strămoșii noștri au avut o față de Sfinții Arhanghel. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, astăzi am sărbătorit ramul mănăstirii noastre, Soborul Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și ne-am bucurat foarte mult de participarea preasfințitului Părintele nostru Nicodim care ne-a dat un cuvânt de învățătură, ne-a întrumat pe calea mântuirii și ne-a ajutat foarte mult ca să menținem aici candela aprinsă. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Episcopale din Drobeta, turnul Severin.